Este un spectacol făcut de Dan Frăticiu în totalitate, regie, scenografie și muzică, tot. Este făcut pe poezia lui Ceafăru, compact, fără niciun cuvânt exclus. Jucat pe viu pe actor, numai astea două păpuși, care este Cătălina și Cătălin. Și avem aici simbolul Ceafărului, văd, este... Da. Și vedeam că totuși păpușile sunt de dimensiuni mici. Cum realizați comunicarea cu sala în asemenea condiții? Cum a fost la acest spectacol, de exemplu, Luceafărul? Aceste păpuși aparent sunt micuțe, dar ele se văd și de la 50 de metri distanță. De ce? Pentru că ele sunt puse în valoare de lumină și în planul care le așez, ca omul să le vadă. Să jucau, nu știu... Deci pe mine m-a surprins faptul că bucureștenii ăștia m-au întrebat, domnule, mai aveți spectacolul ăla lui Ceafărul care l-a jucat la noi la festival? Niște oameni simpli. Și eu am spus, da, încă mai este undeva. Că spunea cineva că Eminescu... Este foarte greu de transpus scenic. Da, și alții spun și vehiculează că e depășit, că nu știu ce. Și iată că totuși place și la oameni simpli. Doamna directoare în atel a făcut text pe... Făt frumos din lacrimă, un spectacol textul ei, deci făcut un scenariu tot acolo și l-am pus în scenă cu Titi Brehnescu de la Iași, așa, s-a jucat mult și ăla era foarte greu de montat. Eu mă ocup cu montarea, practic, la spectacole și m-am nenorocit când mi-am făcut scenografia singur și la urmă îmi trebuia doi oameni ca să-l cărăm, că era compact și ăla. Trebuia ancorat, mă rog, multe. Și întrebarea ar fi, este Eminescu depășit? Eminescu. Din punctul de vedere, asta se vehiculează critici cu mai mult sau mai puțin mofturi, cu mai mult sau mai puțin aere. Noastre, e vorba cum este receptat la public. În zilele noastre copiii înțeleg foarte greu. Dacă întreb un copil ce se petrece pe 24 ianuarie, el nu știe absolut nimic, pentru că e izolat de a învăța. Copilul este ferit ca să mai dea contact cu învățătura. Copilul, este dreptul lui să știe. Dar nu putem duce în biblioteci să învățăm deci istoria. Deci 24 ianuarie, să spunem, unirea, cum a spus dumneavoastră, sau 15 ianuarie, ziua nașterii lui Eminescu, așa cum o prăznuim noi, sau... Eminescu este magistral, nu poți să discuți despre el decât numai la superlativ. Cine îl știe și cine studiază, cine își dă seama că omul ăsta, vorbim de Eminescu, el a scris în scurt timp cei ce alții nu vă putea scrie o viață întreagă sau generații întregi de oameni. Și ce m-a impresionat pe mine este, cum spunea dumneavoastră, un om simplu care a asistat la spectacolul cu Luceafărul a fost impresionat. La București, l-am întâlnit cu dânsul după 25 de ani și a spus, mai aveți spectacolul ăla? Nu se poate să facă.